ce rebelie de părere că lui Doc nu îi va duce nimeni dorul. Într-un fel, e mai bine că Doc a părăsit acum concursul. Se adunaseră prea multe și nu poți să faci față la toate astea. În plus, după mine, nu mai avea nimic de câștigat, ajunsese la faza în care tot ce trebuia spus se spusese și ceea ce trebuia făcut se făcuse, deja. Nimeni nu va fi nefericit pentru ieșirea sa mai mult. Vor exista mulți oameni care sunt siguri că l-așteaptă acasă cu brațele deschise. Și nu vorbesc aici doar de soția sa sau de prietenii lui apropiați. În schimb, mulți dintre fanii emisiunii transmise de ProTV au salutat zgomotos, prin intermediul rețelelor sociale. Eliminarea lui Vlad Munteanu, alias Toc, destul s-a dat în spectacol, ajunge, oricum, în ultima perioadă. Era foarte varză pe traseu, mai bine că a plecat. Nu îi vedeam rostul, ca raper este un reper. Ca entitate în contextul Survivor este un tomberon emoțional, va realiza și el asta după ce îl va reechilibra familia. Era cel mai în măsură să părăsească competiția. Urât caracter, urât comportament, au sunat multe dintre mesajele postate online la scurtă vreme după ce prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, a făcut public numele celui ales să iasă din concurs. Doc nu a plecat acasă cu mâinile goale, ci cu un premiu în valoare de peste 10.000 de euro. Pentru cele 8 săptămâni petrecute în Republica Dominicană. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.